acestea într-un interviu realizat de Ștefan Alexiu. Sunt prea bucuros pentru victoria de astăzi, este prima oară când mă bat pe Heather, dar nu am tratat victoria când mod în care am jucat. Am fost solidă de la început la sfârșit, am servit bine, am fost adesea de fericită și pot să spun că am fost în control. Și asta s-a văzut de la început la sfârșit. Când am dat formă bună la meciul în ultimele săptămâni, am sfârșit, am scăpat de problema la umăr și chiar sunt bucuroasă pentru că a început ușor să se așeze. Poate că acel cuțit la os, datorită clasamentului, se simte și în jocul tău? Poate ai avut mai multă concentrare acum în joc? Nu neapărat. Într-adevăr, am coborât în clasamentul ăsta, acesta nu este prioritar. Am luptat de 6, 7, 8 luni de zile cu accentare la un mar și acum de 5 săptămâni nu mai am dureri pentru prima oară am luat asta și se vede pentru că pot să fac antrenament normal. Astăzi vreau să întâlnesc cu Simona Halepka de serie numărul 2, iar urmă să întâlnească pe Iana Ceperova din Slovacia, dar și Alexandra Bunghieru și Irina Begu, cele care le vor avea ca adversare pe Maria Șarapova, respectiv Roberta Vinci. Basket național masculin a României întâlnește astăzi la Sibiu de la ora 19, echipa Letoniei, în ultimul meci din grupele preliminarii contând pentru Euro 2015. Formația noastră este pe locul 2 în această serie, în care se mai află Fiedea și Slovacia, având șanse mari de calificare la turneul final. Antrenorul echipei României, Marcel Țintă. Ar fi o mare performanță, însă când rămânem cu zilul calm și cu picioarele pe pământ, din punctul meu de vedere, meciul are o miză uriașă pentru noi, trebuie să câștigăm acest meci.